Începutul de toamnă vine cu o importantă sărbătoare a Timișoarei, și anume Hramul Catedralei de ziua Sfântului Iosif cel Nou de la Partoș, însoțit de evenimentele asociate lui, cum sunt Ruga Timișoarei și Ziua Minorităților, care încheie stagiunea în Parcul Rozelor. Astfel, între 14 și 17 septembrie se va celebra spiritul unic al Timișoarei multiculturale. Cu prilejul Rugii Timișoarei, toate etniile orașului vor fi prezente în Parcul Rozelor în 16 septembrie de Ziua Minorităților, dar ungurii și italienii vor avea reprezentanți fără pereche, și anume dansatorii de la Urban Verbung și stegarii din Carpineto Romano. Așadar, joi 14 septembrie, de la ora 20 în Piața Sfântul Gheorghe are loc spectacolul rugăciune Minunile Sfântului Iosif cel Nou de la Partoș, despre minunile Sfântului Iosif, cu actorii Cătălin Ursu, Ana Maria Cojocaru, Raul Lăzărescu, Raul Bastian și Nuți Dorobanțu. Interpretează Alina Mihocaș și Corala Contrast, iar dirijorul este Vasile Bădescu. Vineri 15 septembrie, de la ora 9:30, la Catedrala Mitropolitană din Timișoara are loc Sfânta Liturghie Arhierească, iar de la ora 18 în Parcul Rozelor are loc spectacolul și jocul de rugă. Sâmbătă 16 septembrie, de la ora 18 în Parcul Rozelor are loc Ziua Minorităților. Ruga este pentru comunități un prilej de întâlnire cu cei dragi, care ne calcă pragul în fiecare zi de sărbătoare. Astfel, în 17 septembrie, Parcul Rozelor va fi gazdă pentru toată lumea, reprezentanții ai multiculturalității timișorene, care nu este și nu trebuie să devină niciodată un clișeu, ci trebuie cultivată și dusă mai departe, peste timp. Iar duminică 17 septembrie are loc Ruga Tinerilor. Este expresia dorinței organizatorilor de a duce mai departe tradiția, obiceiurile, jocul și cântul popular cu implicarea tinerilor timișoreni. Așadar, are loc spectacolul cu ansamblul Timișul Tineret, poezie dialectă cu copiii de la școala gimnazială numărul 30, cântec, joc și grai străbun, cu laureații concursului omonim organizat de Liceul de Artă Ion Vidu din Timișoara și joc de rugă cu talentații tineri soliști Alexandra Ax, Maria Bartulov, Ana Gabriela Coțe, Dorinel Gavriluț Pârvoni, Ana Maria Moldovan, Georgiana Necșa, Bianca Opăriuc, Denisa Peia, Maria Șaptebani, Vlad Văcaru și Adonis Vojin din Serbia.